Din cauza condițiilor meteo se decalează perioada de efectuare a tratamentelor de dezinsecție împotriva țânțarilor. Tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și larvelor acestora pe domeniul public al orașului, programate inițial pentru perioada 15-25 aprilie, se decalează și urmează să fie efectuate între 26 și 30 aprilie. Schimbarea perioadei a fost determinată de condițiile meteo nefavorabile care nu au permis desfășurarea în condiții de siguranță și eficiență a operațiunilor de dezinsecție. Tratamentele vor fi efectuate terestru între orele 21-6. Vă rugăm să evitați zonele de acțiune a utilajelor în timp ce acestea pulverizează soluții de combatere a țânțarilor și larvelor acestora pentru a elimina eventualele incidente neplăcute. Totodată recomandăm apicultorilor ca în perioada menționată să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor și să scoată stupii în afara ariei de stropire. Precizăm că personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat și autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecție corespunzător. În conformitate cu dispozițiile legale, asociațiile de proprietari, locatari, proprietari de gospodării individuale și cetățenii care locuiesc în imobile cu două sau mai multe apartamente au obligația la rândul lor să efectueze prin operatori specializați lucrările de deratizare și dezinsecție în termen de 5 zile de la constatarea apariției rozătoarelor sau insectelor. De asemenea, aceștia sunt obligați obligați să salubrizeze și să igienizeze spațiile proprii de depozitare a deșeurilor menajere, a spațiilor interioare și exterioare din jurul clădirilor înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție să efectueze lucrări de deratizare, dezinfecție și dezinsecție odată cu acțiunile organizate și coordonate de primăria municipiului Timișoara prin operatorii în domeniu, să ia măsuri de combatere a adăunătorilor de pe spațiile verzi din proprietate. Nerespectarea obligațiilor de mai sus se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 și 1000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 1000 și 2500 de lei pentru persoanele juridice, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.